Salutare! În săptămâna care marcăm Paștele Ortodox, ne-am gândit să vă propunem aici la Istoria Săptămânii o poveste puțin diferită. Este povestea primei femei din China care s-a plimbat prin cosmos și a făcut-o foarte recent. Dacă ar fi să ne luăm după limbajul mandarin, ea s-ar numi taikonaut, deci nu astronaut, nu cosmonaut. Așadar, Wang Yaping, fost pilot militar, la 42 de ani a devenit prima femeie din China care se poate lăuda cu o asemenea performanță. O performanță stabilită spre finele anului trecut, în luna noiembrie, atunci când chinezoaica și cei doi colegi ai ei de echipă au zburat în cosmos, acolo unde au petrecut circa 6 luni. Luna aprilie, de altfel, pare una extrem de favorabilă performanțelor omului în spațiu cosmic. Dacă ar fi numai data de debut, 12 aprilie 1961, data la care rusul Yuri Gagarin a devenit primul om din lume care a zburat pe orbita Pământului, și de atunci încoace am tot putea număra performanțele umanității pe această linie. Inițial, nimic din propaganda oficială a Beijingului nu lăsase să transpire un amănunt atât de important. Iar după aceea, într-o perioadă în care Europa urmărește încă cu sufletul la gură războiul ruso-ucrainian, cine mai putea să aibă ochi și pentru aventurile chinezilor în spațiu cosmic? Cei trei membri ai echipajului Shenzhou 13, adică comandantul Shai Xingang, Wang Yaping și Ye Guangfu, sosiseră la bordul stației spațiale chinezești la câteva ore de la lansarea lor de pe Pământ din 15 octombrie anul trecut. Agenția spațială cu echipajul MAN din China a anunțat planurile pentru plimbarea spațială a colegilor lor abia într-o declarație dată cu 3 zile înaintea producerii evenimentului, unul care s-a consumat la 8 noiembrie anul trecut. Inițial, agenția nu furnizase informații cu privire la calendarul sau obiectivele precise ale plimbării spațiale și nici ce membri ai echipajului ar fi urmat să se îmbarce în activitatea extravehiculară. Apoi, brusc, au anunțat că plimbarea spațială era în plină desfășurare și că fusese efectuată de comandantul misiunii, dar și de Wang Yaping, așa cum am zis, prima femeie din China care tocmai se plimbase prin spațiu cosmic, cea de-a doua însă care zburase în cosmos. Wang Yaping devenise în 2021 al doilea astronaut chinez femeie în spațiu la bordul misiunii Shenzhou 10. Astronauții și-au încheiat setările de acomodare. Au despachetat noul costum extravehicular pe care tocmai l-am trimis cu nava spațială de marfă și au finalizat diverse teste pentru a se asigura că costumul spațial este bine pregătit pentru activitățile extraspațiale. Așa a sunat comunicat oficial al Centrului de Cercetare și Formare a Astronauților din China pentru mediile de informații locale. În fapt, două costume fusese primise la bord pentru a sprijini plimbările spațiale, dar un al treilea costum a lăsat oarecum să se înțeleagă că ar putea fi vorba despre unul special dedicat unei femei. O singura femeie din misiune era cea despre care am vorbit, Wang Yaping. Misiunea chineză în spațiu a durat 6 luni. A inclus, printre altele, operațiuni pentru așa numita stație spațială chineză, una pe care încă se mai lucrează. Spre exemplu, a fost instalat un adaptor pentru a permite brațului cel mare al stației să se conecteze la un alt braț, ceva mai mic, care va funcționa cândva pe un modul viitor. Mai mult, astronauții chinezi au transferat cu succes provizii de la nava spațială mamă, ca să o numim așa, dar au efectuat și lucrări de întreținere, exerciții zimnice pentru a contracara efectele microgravitației și tot soiul de examinări medicale și experimente științifice despre care noi pământenii știm mai puține, dar care fac parte din rutina celor care trăiesc săptămâni sau chiar luni în cosmos. De asemenea, cei trei astronauți chinezi au testat și conținutul microbian al apei aflată la bordul stației. În egală măsură, echipajul s-a pregătit și s-a antrenat pentru operațiuni de urgență, inclusiv evacuare și prim ajutor. Între timp, la centrul de lansare de la Beijing, erau pregătite nave și eventual chiar și echipaje, gata să plece oricând, în orice moment, în cazul unei situații de urgență apărută pe orbită. Pentru chinezi însă și pentru lumea asiatică, misiunea s-a încheiat deja cu succes. Încăpățânarea asiatică și modul lor de a se raporta la lume i-a adus deja la nivelul următor. Avertismentul e deja unul singur. America, Rusia, suntem acolo lângă voi, ba chiar poate mai mult decât umăr la umăr. Așadar,
Până săptămâna viitoare, nu uitați, un like ne e de folos tuturor și multe priviri ațintite asupra istoriei, de la care putem învăța oricând o mulțime de lucruri. Până data viitoare, toate cele bune!